Fariștii au vizitat școala gimnazială 43 Ferdinand din Constanța. Prin proiectul Învățăm să fim campioni, școala, primul pas spre performanță pe care îl derulează Farul împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, reprezentanții echipei constanțene au ajuns astăzi la școală. Kevin Boli, Adrian Mazilu, Cosmin Costea, tânăr jucător din Academie, și Nicoleta Deca de la echipa de fotbal feminin au dat autografe și s-au pozat cu elevii. Fariștii au oferit școlii un tricou personalizat cu semnăturile lui Gheorghe Hagi și componenților lotului, 3 mingi de fotbal, dar și 50 de bilete la următorul meci de pe stadionul de la Ovidiu cu Universitatea Craiova. Îmi place să fie arătare de copii și e bine pentru ieri și e bine pentru noi și suntem împreună. Suntem exemplu pentru copii și el vrea să facă fotbaliști și noi trebuie să dai exemplu pentru el. Este foarte frumos, o experiență frumoasă, toți copiii vor autografe, vor poze și sunt fericit. Au întâmpinat cu bucurie aici la școală. Da, ne-au întâmpinat, sunt foarte mulți, trebuie să le dăm tuturor pentru că se bucură că suntem și noi aici. Importanța acestui proiect este foarte bună, este mișcare, energie și, bineînțeles, entuziasm și, de ce nu, și întrecere. Au fost foarte entuziasmați, au fost foarte încântați că li s-au dat autografe și sperăm să mai veniți și altă dată cu altă ocazie la noi la școală.